Bine ne-am regăsit, domnilor și domnilor, așa cum am anunțat și de dimineață și la ora 14. Invitatul din acest moment este domnul Dumitru Beanu, președintele Consiliului Județean Giurgiu, în calitate de susținător al echipei PNR, evident. Bine ați revenit în platou. Categoric. Mulțumesc pentru invitație și pentru înțelegere. Am întârziat față de ora obișnuită. De ora stabilită, da. Acum am venit de la București. Se întâmplă, nu e nicio problemă, nu facem un capăt de țară, știm că sunteți foarte ocupați și la Consiliul Județean și cu campania electorală. Ca toată lumea. Da. E o perioadă mai grea acum, dar poate trecem de ea și dacă am trece și de pandemie, ar fi ceva. Domnule Beanu, cum ați găsit Consiliul Județean? În aceeași poziție. Da, pe loc tot acolo. În aceeași arhitectură, previzibil cu o altă construcție, o altă arhitectură în ceea ce privește resursa umană, ca să fiu politicos. Și n-am avut nici o preocupare prioritară, nici foarte mult timp ca să verific dacă această organigramă existentă acolo este cea mai eficientă în altă accepțiune decât a predecesorului. Sigur că veniți cu o altă modalitate de lucru. Și clar. Cu atât mai puțin. Nici nu mi-am propus până la sfârșitul acestui an să stau să verific totuși dacă măcar prin sondaj toată lumea are activitate pe cele 8 ore ale programului. Aceste detalii, altfel foarte importante, dacă vorbim de un mandat întreg, se vor auto-evidenția, dacă vreți, când vor începe să fie mai multe activități pe care acum le pregătim. Mă refer la proiecte cu fonduri europene, pentru că, în mod normal, în concepția mea, un consulețean care, am mai spus, are totuși un număr de angajați cu o serie de avantaje, ceea ce privește, în primul rând, salarizarea, are tocmai acest argument. Au posibilitatea să aducă în județul Giurgiu plus sute de milioane de euro, da, cam pentru toată lumea, da, și este o responsabilitate, așa că voi încerca să scriem împreună și să câștigăm cât mai multe proiecte și va fi nu neapărat o condiție, dar o consecință. Cam toată lumea va trebui să fie foarte, foarte ocupată, începând din februarie-martie, când vor începe să apară ghidurile de finanțare, să se deschidă sesiunile până spre sfârșitul mandatului. Plan de reziliență, mai fac o precizare despre care se tot vorbește. Astăzi am avut o întâlnire la domnul ministru Boloș împreună cu domnul Dan Motreanu. Va avea deschidere de sesiune de depunere proiecte undeva în februarie-martie anul viitor. Vorbim de 30,5 suma finală miliard de euro, cam pentru toate domeniile care pot fi asta atacate. Asta trebuie de să vă apucați de treabă dinainte, da, să aveți proiectele avem scrise de deja. De fezabilitate, foarte bine întocmite, cerere de finanțare și e mult de lucru. Da, da, da. Aveți, am înțeles eu greșit, sau vă gândiți la un moment dat pe parcursul anului viitor, că acum e prematur să spunem, să umblați și la organigramă? Nu am o preocupare. Repet, vom vedea, sunt niște activități suplimentare față de ce am lăsat eu în 2012. Adică nu vin cu idei preconcepută. Am venit să dau afară. Că știu eu cum a fost și trebuie musai acum să fie la fel. Și eu, ca și toți ceilalți care încep acum un nou mandat, mai am de învățat, da, destule. Încă nu cunosc toate detaliile și toate funcțiunile și nici și cât timp ocupă asta din programul de lucru al fiecăruia. Ar fi o greșeală să vin cu această idee, întâi mă ocup de o reorganizare, de concedieri sau de știu altceva. Da, da. Câtă vreme mă pot trezi în perioada imediat următoare că mai trebuie cu oameni și aș fi în primul rând ridicol cu o asemenea abordare. Repet, sunt descris foarte multe proiecte, am avut recent o ședință de lucru cu cea mai importantă direcție practic, cea care scrie și elaborează cele mai multe dintre aceste documentații. Am făcut așa o listă reunită cu ce aveau și cu ce cred eu că ar mai trebui luată în considerare, o listă extinsă, dar categoric se vor aduna multe proiecte și s-ar putea să constatăm la un moment dat că ar fi de lucru pentru mai mulți oameni decât are acum instituția, cu condiția, aici există o condiție, ca toți cei angajați să aibă niște minime cunoștințe, un bagaj de informații, o pregătire, pentru că fiind fonduri europene nu se poate să înveți în foarte scurt timp. Dacă ei până acum au avut probabil mă gândesc ipotetic, unii dintre ei un program și responsabilități sub medie măcar, le va fi destul de greu să se acomodeze și să intre în,
în alt nivel de turație. Dar, repet, asta e problema deocamdată a fiecăruia și încă o dată le dau timp să se pregătească și să se implice dacă nu cumva absolut toți o fac la acest moment. Da, am sesizat că, sigur, și din cauza faptului că sunteți foarte ocupat, nu mai sunteți atât de activ pe contul de socializare, da, dar trebuie, ieri, dar ieri, am văzut m-a surprins un comentariu pe care l-ați făcut dumneavoastră în fața unei retorici aiuritoare a candidaților autopartide, cifrele fac diferența. Parlamentarii PNL vor continua să susțină interesele orașelor și comunelor din județ, indiferent de ce spun sau cred, cu ghilimele, vocile disperării. După aceea am luat eu, nu aveți acolo și toate proiectele și le-am luat eu, o să le discutăm pe rând atât cât se poate, cât avem timp la dispoziție, dar voiam să spun cu fraza, ce ați vrut să spuneți, retorice uritoare și vocile disperării, unde ați bătut? Unde să bat? Nu am timp, chiar nu am timp și am și eu o obligație cumva față de colegii care m-au susținut la locale să mai punctez atunci când am ceva de spus, dar evident nici nu trebuie să îmi fac vreo grijă de la 8 la 5, chiar n-am timp, poate așa, mai pe seară mai găsesc câte ceva. Dar am văzut niște postări, PSD-ul merge pe o abordare foarte agresivă, care nu are nicio legătură cu fair play-ul pe care l-au și clamat, da. Asta e obișnuită. Și încearcă acum, în lipsa unei abordări mai inspirate, să spună că avem cel mai prost guvern, cea mai proastă situație, cele mai negre perspective, de parcă toată lumea ar fi de nivelul grădiniței și doar ei sunt la clasa 1 și ne arată, ne fac cu degetul. Ca la, dacă n-ar fi o situație foarte dificilă, ar fi chiar amuzantă abordarea asta, pentru că toate datele pe toate capitolele demonstrează că situația este exact invers. Plecând de la deficitul pe care l-au lăsat ei, la ce deficit avem acum și cu ce rezultate în ce perioadă, țările avem un deficit cu o singură cifră. Toate țările europene care trec prin pandemie au deficit cu două cifre. Avem record de absorție fonduri europene și putem continua multe domenii. Noi avem deficit cu o cifră, dar avem și o economie tot cu o cifră. Bun, nu sigur, suntem în top. Raportat așa. Nu suntem în top. Dar niște carențe de comunicare să fie eu cumva, să trec și de partea cealaltă a fileului, niște chestiuni de comunicare am remarcat și eu, probabil tot generat faptul că e o mare presiune pe cei care trebuie să se împartă între probleme economice, pandemie și campanie electorală. Da, presiunea e mare pe guvernanți foarte în mare, momentul ăsta. Foarte mare, da. Foarte mare. Dar de aici până la spune că e cu superlativ la negativ, nu știu cum aș putea să zic, cel mai din toate capitolele, mi se pare deplasat. Părerea mea este că jignesc proprii susținători, da, considerându-i atât de lipsiți de informație, ca să nu zic iarăși într-un alt fel care să stârnească mai multe comentarii. Deci nu, eu nu cred că au o abordare corectă, dincolo de faptul că nu e așa, pentru că cine exagerează, să nu spun minte, și în privința asta, cu atât mai greu e de crezut când intrăm pe chestiuni punctuale. Dacă nici abordarea generală nu o tratez corect, ce să mai spun. Haideți să intrăm și pe chestiuni punctuale. La comentariul pe care am vorbit până acum, am venit eu cu completarea. Îmi pare rău, nu fug de discuții în contractul cu oameni pe care îi cunosc și care vorbesc politicos, chiar dacă nu îi cunosc, dar nu am făcut doar o postare și nu știu până ce a mai apărut. N-am mai urmărit. Nu, eu voiam să vă spun că fotografia pe care ați însoțit comentariul se referă la realizările guvernării PNL într-un an de zile în județul Giurgiu și spune acolo că economia județului a fost susținută de continuarea activității sau deschiderea unor șantiere noi. Și vorbim aici de centura Mihăilești, centura municipiului Giurgiu, două proiecte în domeniul transportului rutier în valoare de 61 de milioane de lei. Cu centura Mihăilești cum stăm? La centura Mihăilești inițial a câștigat o firmă, cred că spaniolă, deși asta nu are nicio importanță, care a venit cu o ofertă foarte joasă. A constatat după ceva vreme de căutare disperată a unor subantreprenori dispuși să riște, au renunțat, s-a rezidat contractul, s-a reluat licitația și acum, dacă nu greșesc, au fost două firme care au
depus oferta a doua oră și este foarte aproape, dacă nu cumva urmează să semneze contractul cu una dintre ele, așa că sunt bani alocați acolo și lucrurile se vor relua. Întârzierea se... N-am înțeles exact întârzierea de acolo de atâția ani de zile, o grămadă de ani. Da, mă rog, am auzit legat de, fac o legătură, legat de podul de la Grădiștea, iarăși, da, unde nu pot să critique colegii adversari, nu știu cum să le zic, că da, nu sunt implicat direct în, în campania asta. Campanie, încearcă să-și asume. De unde zicea domnul Mina, el și-a pus panourile alea cu Cosmin Țean președinte peste tot. Și unde a pus o dâră de vopsea pe mijloc, a pus panou președinte Mariană. Acum a întors cu 180 de grade abordarea. Acum, unde începe, a scos panourile sau le-a scos cineva? L-a scos, da. Unde începe el acum, măcar scrie un titlu de proiect pe o hârtie, e proiectul lui Maria Mina. Nu mai are voie să spună altcineva. Iarăși, asta deja... Da, dar legat de podul de la Grădiștea, iarăși e o mare realizare că din 2006 până acolo, după multe încercări... Da, și aceeași firmă care se ocupă și de centura... Aceeași firmă, da, firma austriacă. M-a corectat cineva că am zis germană. De fapt, există un acționariat dublu. Dar are dreptate, omul este înregistrat în Austria. Firma austriacă POR a câștigat acest contract. Altceva vreau să spun. Studiul de fezabilitate realizat de PSD cu mulți ani în urmă, nu știu dacă era Răzvan Cuc sau înainte de el, ca și la centura Mihăilești, a fost subevaluat. Nu știu exact dacă e o strategie asta sau sunt greșeli în cascadă. Pentru că, iarăși, a fost o valoare prea mică, n-a venit nicio firmă și guvernul a reușit să suplimenteze suma și abia atunci a venit o singură firmă care a zis la suma asta cu greu, cu o foarte bună organizare și cu un know-how al activității perfect, ne putem înhăma. Această firmă, POR. Ăsta este argumentul pentru care n-au venit 4-5-10 firme la o investiție atât de mare, logic, ar fi trebuit să avem competiție. Da. Nu, exact, pentru că pe timpul PSD-ului studiul a fost prost făcut, da? În timpul acestei guvernări s-a suplimentat suma, s-a înțeles, s-a refăcut de viu general și am găsit o soluție. Așa că, iarăși, nu putem să împărțim un viitor câștig pentru județul Giurgiu de facerea acestui pod, pentru că responsabilitățile sunt total împărțite într-o proporție total diferențiată. Da. De acum, dacă se va face podul în 36 de luni, aveți în perspectivă și modernizarea căii ferate cumva, da, pentru că ea e varză, nu s-a mai circulat pe ea. Categoric. Probabil că și ca și la alte categorii de investiții, lipsa de activitate pe tronsoanele respective aduce mai mari dezavantaje. Da. Știu că se vor face și că se vor face ambele fire acolo unde există doar în gări, dar se va reface pe un tronson, două fire pe toată lungimea tronsonului respectiv, astfel încât viteza de circulație va crește la 160 de km pe oră. Am reținut dintr-un articol în presă, sunt convins că așa este. Da. De electrificare putem vorbi acum sau poate în viitor? N-am cunoștințe, încă n-am văzut o documentație, nu mi-a parvenit la Consiliu pentru că nu sunt implicat. Mai subliniez, sigur, am fost și eu susținător, suporter, ca și dumneavoastră, ca și mulți alții ai acestei investiții. A fost derulată de Ministerul Transporturilor și poate că săptămâna viitoare înțeleg că există intenție, dacă nu se mai întâmplă, cine știe ce, cu pandemia asta, să apară o vizită de la nivelul Ministerului Transportului, de la nivelul conducerii, care să facă cumva o trecere revistă a situației actuale înainte de semnarea contractului. Poate cu ocazia asta vom intra și în posesia unui material informativ cu date tehnice care sunt convins că interesează pe toată lumea. Da. În total, spune în materialul respectiv, în total au fost semnate 96 de contracte de finanțare, în valoare totală aproximativ 819 milioane de lei. Asta cât vin în miliarde? 819 milioane de lei? 1000 de miliarde de lei vechi. O să ce se întâmplă? O să depășiți ce spunea domnul Bădălău că a adus în județul Giurgiu. PNL-ul a adus în acest an cu 30%, aproape 27%, mai mult decât a adus PSD-ul anul trecut și a adus într-un singur an aproape 3 sferturi din cât a adus PSD-ul în 3 ani. Deci sumele nu suportă comparație. Dar adevărul e acum că aici sunt de acord că ar trebui cumva împărțită această abordare. Eu sunt și subiectiv aici, pentru că
am spus, n-am recunoscut că nu e cazul, dar am confirmat că la drumul mă pricep, am o firmă din 2005 care lucrează în domeniu, am fost unul dintre beneficiarii programului, pentru că chiar dacă am avut câștig la licitație mult mai puține ocazii decât... Ați fost criticat la locale pentru asta. Nu, ar trebui să fost, să fost măcar compătimit, pentru că să ai un câștig de 1 la 10 participări la licitație la care faci o ofertă și cheltui niște bani este foarte jos, dar așa e când ești în opoziție. Știu firme, nu dau nume, care a participat la 5 licitații la consulețean și le-a câștigat pe toate și încă la 99% din valoarea maximă pe care putea să o oferteze. Alea da afacere. Eu aș spune da, aia da afacere, asta da, vreau să spun. Așa că, aia da afacere. Nu sunt genul care să spăl rufe de genul ăsta în public, deși nu mi se pare nici pe departe că e foarte... Veți face un audit la Consiliul Județean? Da, voi face un audit, dar nu mă interesează asemenea aspecte. Astea să le trateze cine... Credeți că aceste aspecte sunt de cancan până la urmă? Nu pot fi de cancan pe banii, cancan. Pe banii giurgiuvenilor. Pe banii românilor, până la urmă. Da, nu sunt de cancan, dar nu sunt în responsabilitate și nici în preocuparea mea. Voi face un audit ca să delimitez strict responsabilitățile și punerea în practică a tuturor activităților în mandatul trecut și în mandatul acesta, pentru că sunt obligat să și preia unele dintre aceste activități și e foarte bine să existe această delimitare, pentru că în România se vaită multă lume și, deși nu mă vaitam și o asemenea abordare și părere, legislația este interpretabilă, pot să aibă două oameni dreptate cam la același nivel, dar în instanță sau la un control al Curții de Conturi, unul să aibă doar de câștigat și celălalt să aibă mult de pierdut. Numai așa de că pierdut. Prefer o asemenea abordare fără să fie nici pe departe îndreptată împotriva cuiva, doar pentru o foarte bună rigurozitate în acest domeniu al administrației. Vreau să vă întreb dacă era o întreagă discuție, că veți renunța la proiectele Consiliului Județean, mă rog, proiectele care sunt în derulare și așa mai departe. Presupun că le continuați, nu? Dar nici n-aș avea voie să renunț la ele, fără un motiv foarte, foarte serios, pentru că și asta este o problemă care strânește îngrijorare și nici eu nu sunt dispus să-mi asum riscuri inutile. Orice sumă de bani care s-a dovedit la un control al Curții de Conturi că a fost cheltuită fără finalizare, devine imputabilă persoanei care a luat o decizie exact, cel decizia la momentul respectiv, da. Deci, dacă aș fi prin absurd pus pe asemenea șotii, ar trebui să am pregătit niște bani serioși că mă pot trezi că trebuie să și plătesc eu pentru ce da. Lucrări s-au început sau pentru ce studii de fezabilitate, proiecte tehnice s-au pregătit înainte de a se gândi asemenea lucrări. Este un ambulatoriu, nu, un ambulatoriu pe fonduri europene care ar fi trebuit să înceapă chiar... Mă întrebam zile trecute de ce n-a dat niciun semn de viață câștigătorul. O să discutăm și despre. Dar este și o extindere a secției de infecțioase pe bugetul propriu al Consiliului, care este deja demarată și acolo mi se pare un pic improprie situația, pentru că așteptăm aceste fonduri europene și se putea gândi un proiect măcar finanțat din bani europeni, nu din bugetul propriu, care va trebui să suporte multe alte categorii de cheltuieli, dar le rezolvăm. Ați adus vorba de spital. S-au achiziționat 4 containere sau ați achiziționat 4 containere care asigură condiții bune bolnavilor din UPU, dar și 20 de concentratoare de oxigen. Cum ați făcut rost de ele? Cum ați făcut rost de bani? Le-am cumpărat. Nu, concentratoarele plătesc în 30 de zile, că am bonitate. Da. Sunteți solvabili. Da, containerele, din păcate, avem o firmă care vrea să le plătim și în avans. Și am mai plătit încă 4, o să mai aducem încă 4, pentru practic, că sunt foarte utile în perioadă. Practic, unde se plasează ele? Nu avem unde, în jurul UPU, pentru că acolo sunt specialiștii care au cam cel mai important, deși n-aș vrea să fac eu clasificări, au un rol foarte important în gestionarea pandemiei și în tratarea bolnavilor din spital. Le vom amplasa și pe acestea în jur și chiar vreau să mai pregătesc încă 4, pentru că în ciuda multor păreri încă, cel puțin subiective, ca să nu spun ușor irresponsabile, situația cred că se va înrăutăți. Am citit multe articole ale unor specialiști care spun că toate aceste măsuri, din ce în ce mai severe, dacă nu vor fi respectate, nu vor duce decât la escaladarea numărului de îmbolnăviri și e foarte trist. Nu știu de ce nu înțelegem că sunt teme pe care le putem trata și în campanie, și în afara campaniei, în contradictor, să spun așa.
Bun, la fel ar trebui să fie și teme pe care, indiferent cât am avea să ne pierdut, punem cu toții de acord. Să înțelegem că sunt un fel de tabu pentru ce înseamnă societate. Aici vorbim de sănătate, unul dintre cele mai sensibile. Și cu toate astea avem oameni care spun, nu, domnule, trebuie deschise școlile, deși în Franța copiii se luptă cu forțele de ordine ca să le închidă. Cehia, da. Am citit că abia acum deschid progresiv școlile după ce a scăzut numărul. La noi e în creștere și după ce au făcut seria întreagă de teste. Tipă unică și trebuie neapărat deschise școlile și cu piețele la fel. Am o situație absolut ridicolă și care nu-mi închipui că nu va fi înțeleasă în mod corect. Și tam-tam cu piețele agroalimentare. Deci vorbim acum că trebuie neapărat, au apărut apărătorii cultivatorilor și producătorilor români. Toată lumea. Dar în același timp, astăzi a fost o grevă a personalului medical, care a spus, băi fraților, aveți grijă ca măsurile astea dure să se respecte, că altfel noi vă lăsăm baltă, nu mai facem nimic, ne luăm concediu medical sau ne luăm concediu nu știu de care fără plată și descurcați-vă voi. Adică nu se poate unii să lupte cu pandemia asta în adevăratul sens al cuvântului și alții să abordeze doar o retorică total inspirată, doar ca să câștige niște puncte electorale. Nu mi se pare pe înțeles, sincer, această strategie. Cred că din 7 decembrie vom intra în altă logică, în altă lume. De asta și era nevoie de alegeri, pentru că altfel ar fi continuat până în primăvară cu nebunia asta și ar fi mers în permanență într-o contradicție din care are de pierdut doar societatea. Da. La piețe aveam eu să vă fac un reproș. Vă rog. Cu o săptămână înainte să se deschidă piețele, să se închidă piețele, să se dea ordinul de închidere a piețelor, care de fapt nu s-au închis până la urmă, în sfârșit iar jucăm în logică de campanie și președintele Iohannis a promulgat o lege care avantajează pe producătorii agricoli. Da. Se dau niște bani pentru producătorii autohtoni, pentru producătorii agricoli, 200 de euro. 200 de euro pentru fiecare tonă de produse. Da. După care, la o săptămână, s-au închis piețele și mi se părea așa. Da, acea lege a fost promulgată după, cunoaște, tot parcursul legislativ până la promulgare. Da. Nu avea multe președintele. Da, și a mers, n-a avut nicio legătură. Da, n-a avut. Dar era deja în ultima etapă și nu avea niciun motiv să amâne promulgarea ei. Poate o fi gândit cineva că este și o modalitate de a încuraja, de a asigura oamenii că sunt și ei în atenția autorităților și se gândește cineva și la ei. Nu e o măsură care să fie valabilă doar o lună, să zici, băi, ai dat-o acum și pe urmă suntem obligați sau nu mai putem să o folosim. Dar iarăși revin la abordare. Ne-am obișnuit ca și la fotbal să comentăm toți. Bine, la politică și la fotbal ne pricepem toți. Cei mai vocali sunt cei care au doar interese electorale și pozează în apărătorii societății, ceea ce nu are nicio legătură cu realitatea. Dar și în situația asta, vă dau un exemplu ca să mă fac mai bine explicat. Sora mea, care evident că votează cu mine și are și ea la rândul ei afacere, mai degrabă susținătoare a liberalismului, și am întrebat, de ce rămân deschise hipermarketurile, supermarketurile și se închid piețele? Da, chiar așa, care e logica? Și vă spun cum, vorbim fiind o discuție sinceră cu un om față de care nu puteam să, nu aveam niciun motiv să mă feresc sau măcar să-mi cenzurez vreun cuvânt, am spus, dacă așa se hotărâ, înseamnă că specialiștii știu mai bine. Decizia nu se ia în guvern, la nivelul unor politicieni, se ia la nivelul unor specialiști care transferă după aceea responsabilitatea și aplicabilitatea. Dar revenim la întrebare. Ați văzut dumneavoastră vreodată 2, 3, 4 oameni stând de vorbă în hipermarketuri pe holurile alea și vorbind de una și de alta? Vă spun eu că nu există. În toate scenariile și în toate valorile, cel mai mare factor generator de extinderea îmbolnăvirilor îl reprezintă transportul în comun. Cel mai mare. Cel mai mare, da? După aceea, nu știu exact care e ordinea, exact piețele, zonele aglomerate și petrecerile de tineri. Unde se socializează? Da. Acum asta e diferența. Am văzut și la domnul Pieleanu care spunea că va deconta PNL-ul chestia asta. Exact argumentația asta. Acolo este practic o instituție socială în piață. Acolo se întâlnește ăla acolo. Se întâlnește cu Vasile, mai stau de vorbă. Plus mai... că și cu vânzătorul nu stă departe în multe situații. Stă lângă tine, mai spune o roșie mai frumoasă, eu dai înapoi, mai schimbă bani. Sunt niște apropieri care în situația asta, cu totul și cu toată specială, până la urmă, creează mari probleme. Dar trebuie să înțelegem că în perioada asta, dacă vrem să o traversăm cu toții,
nu doar cei mai mulți dintre noi, trebuie să ținem cont de ce recomandă specialiștii, fără să comentăm prea mult, pentru că sigur sunt păreri justificate. Am mai știut să apară acum doamna Firea să spună că e Soros în spatele închiderii piețelor, sau mai știu eu ce altă bazaconie. Deci nici vorbă de așa ceva. E foarte, poate nu e întotdeauna foarte ușor de înțeles, dar nu-mi închipui că niște... De ce n-a apărut domnul Rafila, că acum el e și politician, nu e doar medic, nu e doar sau medic, domnul da. Celălalt care e la Matei Bac, să spună că nu trebuie închise piețele. Deci ei n-au spus ca specialiști politicieni au această dublă calitate. Dovadă că între specialiști părerile sunt unitare, dar acum asta, aici apare problema. Sunt unii care cred că aceste măsuri nu sunt respectate și situația se va înrăutăți, alții care spun că vor fi respectate, populația va înțelege, politicienii își vor calma abordarea și se va ajunge la acel plafon care să ne liniștească. Probabil că și am ajuns în situația, nu am ajuns efectiv din cauza asta în situația asta. Spun că oamenii nu au respectat, pentru că e și o secretomanie, așa, o joacă cu cifrele. Adică, nu știu, e o secretomanie. De ce nu spun DSP-urile sau Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să spună, domnule, feriți-vă de zona respectivă, pentru că acolo vă puteți îmbolnăvi. De acolo am avut un focar și vă puteți îmbolnăvi. Sau... Să nu ne trebuie nume. Dar în Giurgiu, în momentul ăsta, sunt 80-100 pe zi. Deja, din 130 de teste, 100 de bolnavi, e deja foarte grav. S-a reușit dublarea numărul de teste. DSP-urile s-au trezit din ariengarda instituțiilor publice. Acolo era numai vărul, mama, tata, nu spun la erau cine. Erau la dolce farniente acolo, S-a trezit în prima linie, cu niște oameni instruiți sau care n-au mai participat la un asemenea război epidemiologic niciodată în toată activitatea lor. Noi tot DSP-ul acum n-avem un medic epidemiolog, n-avem unul la momentul ăsta. Am înțeles că a reușit domnul Alexandru și domnul Mutreanu, au vorbit cu domnul ministru Ciucă și ne-au dat unul de la Ministerul Apărării Naționale. Că ne trebuie unul să mai pun la dispoziție niște spații pe procedură, trebuie neapărat semnătura unui epidemiolog ca să transform un spațiu care are altă funcțiune în spațiu destinat luptei anticovid. Da. Deci suntem foarte prost pregătiți. Pentru că s-a mers după revoluție, lasă că pe noi nu ne încurcă nimeni. Deci asta este problema, sunt și probleme de comunicare, le recunosc și l-am mai sesizat și eu. Poate și de abordare de comunicare către receptori, către oamenii de rând. Da. Adică la un moment dat am fost certați. Eram certați. Posibil. Poate că n-ar fi trebuit. Poate că ar fi trebuit să... Ați văzut că de multe ori se face treabă mai cu binișorul mai repede. Posibil. Ne ia partenerii. Pe noi, pe poporul ăsta român. Da, în sfârșit. Da, se poate și aici. Acum e tardiv. Sunt supărat pe oameni pe care îi cunosc și doar pe unii sunt. Doar pe acest... Din acest aspect sunt supărăcios. Altfel trec cu vederea multe. Nu concep ca oameni pe care îi cunosc și pe care îi știam responsabil să vină și să spună numai lucruri neadevărate doar ca să pare mai interesant sau să aibă ceva de câștigat. Și știu și exemple, știu și ce au de câștigat, știu și cum îi cheamă, dar nu asta este relevant. Nu poți să spui acum mai bine domnul ceva că ne pune Iohannis Bodnițe și că nu trebuie să o purtăm. Pentru că uite, de la genul ăsta de afirmații, aici, știți că a vorbit Cristian Tudor Popescu într-un articol despre criminalii Norb. Are niște tușe prea agresive, domnul Popescu. Da, prea agresive uneori, nu sunt fan, dar să știți că în esență e ceva adevărat acolo. Nu vreau să pun gaz pe foc, dar sunt convins că s-au îmbolnăvit oameni pentru că au crezut ce spun acești... Negaționiști, foarte bun termenul, față de ce spun niște specialiști pe care nu-i cunoșteau sau care n-au avut poate tonul potrivit, cum spune exact, Aici, sigur că lucrurile sunt... dificil de structurat și încă o dată în alte țări există foarte multă nemulțumire, sunt absolut de acord și nu întotdeauna justificată, dar noi aici am fost puși pe nepregătiți în fața unui război cumva inegal și va trebui să avem multă înțelegere și mai ales încredere în autorități, indiferent de unde sunt ei și la ce partid. Pentru că, repet, decid specialiștii mai mult ca singur. Mai știți, în primăvară, în vară chiar, se spunea, arată-mi mie unul care s-a bolnăvit. Nu, domnule, n-a murit nimeni. Nu există, n-a murit nimeni, arată-mi unul pe stradă. Acum fiecare din noi cunoaște pe câte unul. Nu mă duc în fiecare. Azi am fost la spital, ieri n-am ajuns, deși am zis că mă duc. Și cred că mă duc și mâine dimineață, pentru că se lucrează. Extindem niște rețele de oxigen, acolo facem altceva. Sunt oameni în fața spitalului care plâng. Mi-e și rușine să intre de ce plâng, pentru că n-am soluție la problema lor. Îmi spunea cineva astăzi că e nemulțumit că va fi transferat la Roșior. La Roșior este un spital
făcute, construiți sau reabilitat integral de, în timpul în care era Dragnea liderul PSD, mai bun decât în Giurgiu. Și am zis, din ce știu eu, dacă așa au hotărât medici oricum, nu mă bag eu acum să spun, faceți altceva, da, da, că n-aș avea nici căderea, nici intenția, dar să meargă acolo. Ideea este că sunt și la noi bine tratați în limita posibilităților, se fac niște progrese în cele mai multe dintre cazuri, dar sunt și situații dramatice și vreau să mă credeți că acolo i-aș duce pe cei care promovează neîncrederea asta. I-aș lua cu mine într-o dimineață să îi împing un pic pe ușă la UPU și să stea 10 minute acolo să vadă cât să chinuiesc cu oamenii aia deopotrivă, și medicii, și asistenții, cât medicii, și, da, și bolnavi. Și poate după aceea vor înțelege cât de deplasată este atitudinea lor. Câte paturi ATI sunt în momentul ăsta? Nu sunt poate paturile ATI, pentru că Giurgiu nu este spital de linia întâi. Sunt 20 de persoane în infecțioase, da, și mai sunt la UPU, variază aici, între 8, 15, 16, 18 și alatere, cel mai multe erau, cred că au fost 24. Cam la nivelul ăsta, dar încercăm să mai extindem și cu aceste containere, pentru că se anunță, cum spuneam, cam toți medicii de acolo și cam toți specialiștii și din țară și din afară anunță continuarea creșterii numărului de cazuri și vrem să încercăm în limita posibilităților să fim pregătiți. Păcătos, virus crește, cazurile cresc exponențial. Vedeți că avem și mesaje, Ionuț Popa, vă citesc doar numele și să știți că cu felicitări. Nu, mi le citiți cu felicitări. Nu, nu, fără felicitări, doar numele, că oamenii probabil vor să se audă. Ionuț Popa, Robert Costache, Tavi Cătălin. Ar fi culmea să zică domnul Costache ceva de rău de mine, că el e candidat. E și pe listă. Spun să nu mai voteze nimeni. Tavi Cătălinoiu, Dinca Alexandru Lazar, Andrei Doru, Paul Mușat, Bordei Alexandru, Alex Costa, Andreea Cosmina, mă rog. Cătălina Andreea, Nicolae. Cătălina, îmi tremura un pic pulsul când am auzit Cătălina. Cred că urmează o întrebare. Nu era Cătălina Sărbă. Da. Abia așteptam. Nicolae Beliț, Alexandra Nicolae, Ionuț Dorin Costanda. Să zic și câteva vorbe de campanie și de candidați. Da, imediat o să vorbim și de asta. Robert Adrian Coman, Adi Cătă. Caut și eu pe cineva care să... Adrian Lilian Andrei. Dacă mă laudă domnul Mina, cine să mă înjure, domnule, de la PSD? Stați că încep, s-au activat și ceilalți. A, da. Da. Adrian Lilian Andrei, de ce nu aveți niciun candidat pur PNL pe liste pentru Marul Parlament? Extraordinar. E ca chestia aia. Întrebați-vă doamna Elena Dinu. Da. Dânsa are răspunsul. Alex Mircea, cu tot respect. Și domnul Mina, că a fost șef de AND în timpul guvernării PDL, da? Nu vrea să mai recunoască. Da, cu tot respectul, ați răspuns mai înainte la chestia asta, cu tot respectul, domnule președinte, spune Alex Mircea, dar de ce persoanele din PNL se laudă cu proiectele PSD? Păi da, nu ne ce vă spune că s-au activat? Nu mă laud cu proiectele PSD. Eu sunt la început de mandat, nu mă laud cam cu nimic. Mai spun și eu ce mai avansăm la fiecare dintre aceste proiecte. Bun. Valeria Elena Popescu, de ce nu ați inaugurat podul de pe DN5 de la Adunații Copăceni, deși e gata de 3 luni? Nu e gata, nu. La poduri se lucrează cu răbdare și la nivel de detaliu, pentru că, spre osebire de un drum, un pod poate să se prăbușească din senin fără vreo problemă vizibilă. Așa că n-aș zori constructorul de acolo. Podul de acolo era oricum ieșit din garanție de mulți ani. Da, să știți că avem niște probleme majore. Da. Ionuț Dorin Constanta, nu. Denisa Ioana Petrache, din punctul dumneavoastră de vedere, cine este cel mai activ parlamentar din Giurgiu în perioada 2016-2020? Sincer, n-am informația asta, indiferent dacă ar fi vorba de un liberal sau nu. Eu cred că acum pot să risc să fac o afirmație în avans. Părerea mea este că cel mai activ parlamentar mandatul viitor va fi Gabi Horga. Gabi Horga e o persoană bine pregătită. Bine pregătită și foarte respectată în PNL, foarte utilă în multe departamente. Haideți să lăsăm comentariile, sunt multe. Dacă aveți întrebări, întrebări măcar întrebări incomode dacă aveți, dacă nu trecem la Luci Iulie. Bună ziua, domnule Beanu. Noi cu magazinele, cu program non-stop, ce facem? Pe noi ne-au închis, iar benzinăriile le-au lăsat deschise. Noi pe 25 plătim la stat pentru angajați și la bugetul de stat pentru noi puteți găsi o soluție? Nu eu găsesc soluțiile și nu eu stabilez regulile, dar, repet, e o situație din care, clar, foarte clar, unele dintre categorii sunt mai dezavantajate. Spuneam de mine că lucrez în construcții,
N-am încercat să-mi iau certificatul ăla de firma afectată, nu știu ce, în baza căruia puteam să obțin acum un credit de până la 150.000 de euro, dar sunt convins că este extrem de greu pentru multe alte categorii din economie. Din ce știu, pentru comerț se dau acești bani pentru plata parțială a salariilor. Și mai ales și dumneavoastră au posibilitatea să facă împrumuturi în perioada asta, până la 150.000 de euro, pentru că au fost afectați tot anul de pandemie. Și nu mi-închipui că n-ar fi știut ca să încerce Luci și Iulie, totuși o firmă mare în Giurgiu. În Giurgiu, da, are un lanț de magazine. Pentru Horeca am citit astăzi că se va acorda un ajutor de stat de 20% din cifra de afaceri pe anul precedent, cred. Adică se încearcă niște soluții. Nu pot să mă situez eu la același nivel cu cei care derulează comerț. E foarte clar că sunt mai afectați. Dar poate că încet, încet, nu știu dacă consulețean, dacă identifică dumnealui vreo soluție aplicată în alte țări la care ar putea fi implicată, ar putea contribui administrația locală și care să fie suportabilă din punct de vedere bugetar, sunt dispus să ajut punctual. Dar, repet, când vor apărea asemenea solicitări și vom putea să ne gândim la o soluție, categoric nu o să o refuz din start, nu mă interesează, nu e domeniul meu. Dacă pot să ajut o firmă sau o categorie de firme, cu mare plăcere încercăm să-i ajutăm să-și recupereze banii pierduți anul ăsta. Da. E o întrebare dificilă aici, e și hilară cumva. Da. Contul, cred că e un cont fals. Mă nebunesc după contul. Sârbulalin, da. Firma dumneavoastră de drumuri va avea contracte în următorii 4 ani? Eu sunt convins că da. Doar nu o să muriți de foame. Nu, dar nu o să mai merg la nicio licitație. Nu e bună întrebarea. Nu o să mai merg la nicio licitație în județul Giurgiu. Am ieșit din firmă, am dat-o unei alte persoane, evident din familie, că nu puteam să o înstrăinesc de acolo, toate datoriile lunare. Dar chiar dacă n-aș avea un conflict legal, eu sunt de acord că există un conflict moral și nu o să mai particip la nicio licitație în județul Giurgiu în acești 4 ani. Am un punct de lucru în Tulcea, o să merg acolo la licitații și o să mai, probabil, nu mă mai ocup eu de management, să ocupă altcineva, probabil o să gândească să merg la licitații, poate prin județele învecinate, dacă vor găsi proceduri. Anul viitor, probabil că oricum, nu vor fi. Oricum, domeniul ăsta, concurența e foarte mare. E foarte mare, tocmai. Eu cred că anul viitor se va lansa PNDL 3, dar cele mai importante sume vor fi alocate pentru închiderea PNDL 1 și PNDL 2. Deci nu vor mai apărea foarte multe lucrări noi în perioada imediat următoare. Haideți să trecem și la candidați. Până la urmă, și de asta sunteți aici. Doar de asta am venit, repet, sunt dator. Nu puteam să vă las așa pe datorie. Apropo, nu m-am lăudat și poate că între ghilimele m-am lăudat, dar ar trebui anunțat. Am reușit să reparăm remeneul din spital, care stă defect de cel puțin de jumătate de an, dacă nu mai bine. A costat vreo 80.000 reparația, spre osebire de computerul tomograf, ambele le-am obținut, le-am cumpărat printr-un leasing în 2010-2011, nu mai știu. CTO a funcționat, înțeleg, foarte bine. În acești ani, remeneul este un instrument mai sensibil, care mi-a spus directorul de îngrijiri, din cauza faptului că există niște zone cu umiditate excesivă la subsolul spitalului, cumva se transferă și prin plafon și orice umiditate peste niște norme foarte sensibile creează aceste probleme. Dar până la primăvară, când o să remediem problemele din subsolul spitalului, sper să ajungem la un proiect mai amplu acolo, acest remene nu o să mai aibă, promit, prea multe perioade de întrerupere, funcționează și acum și va funcționa, pentru că și dacă vor mai apărea deficiențe, ne vom ocupa să le reparăm. A fost gândit ca și o investiție pe termen lung, am făcut un efort, noi, județul Giurgiu, ca să plătim contravaloarea lui și nu mi se pare absolut normal să stea nereparat nicio zi, mai ales că este foarte mare nevoie de el. Da, până să le alocăm minutele candidaților, voiam să vă mai întreb, ați plătit datoriile la spital, utilitățile? Nu le-am plătit, abia am făcut rost de bani, am plătit astăzi o lună restanțele salariale de la DGASPC, care au semnat cam toate sumele pe care le-am putut economisi, scurgând toate conturile și storcând toate categoriile celelalte bugetare la care am putut apela. Da. Nu, avem de plătit. Avem și o notificare pentru energie electrică pe 17 scadentă.
O să îi chemăm la negociere, cei de la Muntenia, cred, să ne mai păsuiască un pic până la rectificare. Da, rectificarea. Dar sperăm să ne descurcăm. Luna asta, cred, nu? Eu știu că săptămâna viitoare. Da, haideți să trecem la candidații. Deci DGASPC-ul mai are salarii doar pe o lună, neplătite. Da, pe o lună, dar am promisiuni că la rectificare și la Giurgiu și pentru însoțitori, care, da, pentru care la momentul ăsta nu s-a găsit o soluție în municipiu. Dar municipiul are o situație economică. Eu, dacă m-aș băta eu, domnul Anghelescu ar trebui să țipe foarte tare. Municipiul stă mult mai rău din punct de vedere al situației financiare. Acolo, din păcate, nu avea de unde să găsească o soluție. L-a găsit 14 lei într-un cont de disponibil. Dar, din ce știu, vor fi alocați bani și pentru municipiu și pentru județ, pentru însoțitori până la sfârșitul anului, astfel încât să nu mai apară sincope. Asta e. În timpul unui an, mai ales afectat de pandemie, pot să apară și asemenea situații. E păcat că unele categorii, de multe ori exact cele mai vulnerabile, sunt trebuie să suporte aceste situații. Îmi pare rău, sincer. Haideți să discutăm despre listele de candidați PNL, că tot spunea cineva aici, că n-aveți niciun pur sânge. Bun. Eu știam de Alexandru Andrei că e pur sânge, a avut el așa un drum și prin alt partid, asta Alexandru e altceva. Andrei a fost cu mine în echipă de la început, atunci în 2012 cu nebunia aia am avut noi inspirația să trecem la PSD, atunci existând USL-ul, crezând că nu poate fi mai rău decât la PNL, dar ne-am înșelat și ne-am întors la PNL. Da, dumneavoastră mai devreme, el mai târziu puțin. Da, nu, eu mai bătrân, mai puțin flexibil. El a încercat să reziste. Dar Gabi Horga nu e decât PNL-ist, n-a fost la alt partid. Exagerează comentatorul dumneavoastră. Și cred că are, dacă nu greșesc, ați spus că are 13 ani în PNL, așa că poate fi creditată. Da, și are un CV impresionant. Da, 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 este chiar o fată deșteaptă. Dar foarte utilă județului Giurgiu. Eu, repet, am foarte multe proiecte deocamdată în minte, le-am pus și pe hârtie. Unele dintre ele încerc să le găsesc deja soluții. Nu le iau pe toate la rând, că nu ne ajung nici dacă am minutele disponibile, nici dacă am dubla durata emisiunii. Dar vă spun că am nevoie de acești parlamentari categoric, mai mult decât de orice, pentru că dacă pot găsi o firmă bună, să scrie o cerere de finanțare, să facă un studiu de fezabilitate, dacă pot promova un proiect și pot să-l câștig pe fonduri europene, aici posibilitățile Consiliului Județean sunt limitate. Pentru că să depui proiecte pe fonduri europene înseamnă să ai și cofinanțare, să plătești aceste studii, în cele mai multe situații nu sunt declarate cheltuielile eligibile. Îți trebuie bani, unele programe sunt un sistem de rambursare, adică plătești din banii tăi, după aceea ministerul îți dă banii, da, și MRDP-ul trebuie să-ți dea banii înapoi, sigur, deci, sau mergi la autoritatea contractantă și... Da. Deci nu o să pot să trec pe o listă absolut tot ce cred eu și pot să deschid și o discuție cu toți giurgiuvenii, să trecem tot ce credem că are nevoie județul ăsta, pentru că dacă nu vom realiza absolut tot și încă la un nivel de la o calitate superioară acum când avem 80 de miliarde disponibil, eu vă spun că va fi foarte greu să mai găsim, pentru mine la 56 de ani imposibil să mai găsim o altă situație la fel de favorabilă ca să facem județul ăsta așa cum am visat, să zicem. Și atunci mai rămân multe proiecte pe care trebuie să le rezolvăm cu bani de la bugetul național, prin CNI sau exact cu bani de la buget prin alocări sau cu buget propriu finanțat sau PNDL 3. Ori am nevoie de acești parlamentari pentru că sunt foarte pretențios în tot ceea ce înseamnă proiecte de dezvoltare. O să reau toate proiectele care cred eu că sunt necesare și vă spun sincer, iarăși o să dezvoltăm, poate dacă mai am ocazia altă dată. Vreau să pun în prima categorie cea mai importantă copiii. Chit că ei nu votează. Am mai spus și în campania mea că mizez pe proiecte pentru copii chiar dacă nu votează ei direct și poate nici nu sunt interesat să și influențeze părinții. Nu asta era abordarea. Dar cred eu că așa trebuie să procedăm, să acordăm prima șansă generației viitoare. Ori am identificat foarte multe proiecte la care am nevoie de sprijin. S-a potrivit pentru că așa mai avem noi noroc câteodată și la PNL și poate dacă înțelegem întreaga comunitate. Cu Dan Motran, europarlamentar, sunt finanțări direct la Bruxelles, la care dacă și nu ai... el vine cu informația de acolo, dacă n-ai o sursă acolo credibilă și cu greutate, nu faci nimic. Este raportorul, două comisii. E foarte bine
poate apreciat. Poate și foarte bine cotat acolo. Sunt proiecte pe energie, pentru că scris de Pactul Ecologic European, acum se derulează multe proiecte în acest domeniu ale reducerii emisiilor de CO2 și vor fi bani pe parcuri fotovoltaice. Eu am mai încercat în mandatul anterior să depun un proiect pentru un parc fotovoltaic care să acopere consumul de energie electrică al județului și n-am reușit. Mi-a fost respins proiectul. Și aici mizez pe Toma Petcu, pentru că a fost ministru și care are multe conexiuni. Da. Contez pe Alexandru Andrei, pentru că foarte multe proiecte țin de infrastructură și deja are multe conexiuni în Ministerul Transportului și contează foarte mult cum relaționez cu cei care decid finanțarea unor asemenea proiecte din liste care se strâng din toată țara. Da? Da, da. Și nu e decât chestie de stabilire a priorităților, dar contează foarte mult și aceste priorități ca în România, cum sunt gândite, cum sunt scrise și cât de greu cântărește fiecare, hotărăște un consum de administrație și multe asemenea structuri formate până la urmă tot din oameni. Apropo, astăzi prietenul meu, Gheorghe Păsat, de la Ministerul Dezvoltării, m-a sunat iarăși și mi-a spus că a fost aprobat pentru Giurgiu un proiect de 400 de milioane de lei, centura ocolitoare a municipiului Giurgiu, dincolo de acel punct de intersecție, despre care m-a atenționat și domnul primar Barbu, că este depus de Compania Națională de Investiții pentru județul Giurgiu. A fost aprobat astăzi în Comisia Interministerială și la fel, are nevoie de o hotărâre de guvern pentru finanțare. Ca să emiți o hotărâre de guvern, o emite guvernul, dar e nevoie, e nevoie de un parlamentar care să există încă legea lobby-ului, dar lobby există în România. Da. E nevoie de un parlamentar care să întrebe, dom'le, proiectul nostru a avansat, e pe lista de așteptare, e pe lista de priorități, intră peste o lună, peste două, peste nouă. Deci pentru asta trebuie un parlamentar. Înseamnă că și dumneavoastră va trebui din... după alegeri din ianuarie încolo, da? Să le cam dați sarcini la vicepreședinți și dumneavoastră să bateți drumurile Bucureștiului mai des. Să știți că așa este. Dar mai important, sau poate cel puțin la fel de important, cu acești doi colegi pe care îi cunosc de mult, este Gabi Horga, care printre altele este coordonează departamentul pentru afaceri străine. Noi dacă ne reușim să aducem nici în acest context investitori în județul Giurgiu, probabil că vom rămâne săraci și în continuare. Și sunt bani pentru parcuri industriale, în primul rând. Aici avem o mare problemă, că nu avem terenuri proprietate. Am un singur teren pe care încerc acum să-l recuperez de la un investitor care n-a reușit să facă centrală fotovoltaică la Agostinu, cum se angajase. Poate găsim alte soluții, dar mai sunt investitori care vin cu intenția de a-și cumpăra ei terenuri dacă sunt aduși, dacă sunt recomandați, dacă vorbește cineva cu ei și le interpretează în mod corect tabloul din județul respectiv. Giurgiu nu e nici pe hartă. Giurgiu nu arată spectaculos. E un punct acolo. Nu arată. Da. Poate dacă nu se uită cineva cu atenție, nu se sesizează nici semnificația liniei care reprezintă șoseaua rapidă. Nu mai de pod, exact, nu mai de calea ferată, care până acum a fost întrerupt acolo. Plus avantajul Dunării. Nu mai spun de Dunăre. Toate astea trebuie explicate. Pentru Dunăre, știți, avem în pregătire un proiect acum de 5 milioane de euro care pregătește studiul de fezabilitate pentru ce înseamnă dragarea întregului canal navigabil. Aici o să avem o întârziere de 2 ani pentru că, din păcate, partea bulgară are alte priorități. Nu comentez și vor trebui convins să ne ajute ca să-i ajutăm, poate, în alt fel. Dar și dragarea canalului navigabil este o prioritate, cum la fel Florin Velicu are un proiect de modernizare a portului doar de 30 de milioane. Acolo sunt alocați 120 de milioane, trebuia să merg astăzi la el cu un consultant. Vedem cum luăm repede și diferența pe niște proiecte cu finanțare europeană ulterioară. Deci e nevoie poate de o armată. Acum eu, ce să zic, care uit mai repede părțile rele sau criticile sau atitudinile necorespunzătoare, nu știu exact într-un acces de generositate pe cine altcineva aș mai putea conta. Dar în mod cert pe acești parlamentari, ca să nu mai spun și de Alina Meclea, pentru că stăm foarte prost la rezultatele la capacitate. La examenele naționale. Și aici, spreosebire de alte domenii unde mai pot să-mi dau cu părerea, nici nu prea știu ce ar trebui făcut. Vreau să fac un centru de excelență, vreau să fac o școală profesională, vreau să fac mai multe în acest domeniu, dar n-am nici cea mai mică convingere eu personal că astea sunt soluțiile. Noi trebuie să ridicăm nivelul educației. Da, trebuie vorbit cu specialiști. Și atunci trebuie să întreb niște oameni. Și poate un parlamentar, profesor, care la rândul lui nici el nu cred că le știe absolut pe toate, trebuie să mai întrebe încă 10 oameni foarte deștepți din educație care să releve toate aceste mici detalii care au făcut ca Giurgiu să ajungă pe acest loc rușinos. Dar nu-mi închipui că ăsta e locul nostru. Va trebui să facem și să reușim totuși, dacă nu foarte repede, să ridicăm nivelul de educare a copiilor noștri.